Care erau cele mai flagrante abuzuri pe care le făceau băncile în momentul în care veneau să execute clienții neplătitori? Păi stau așa pe degete câteva. Dobânzi calculate greșit, clauze abuzive inserate în contract, cum îți explici, pe exemplu, că ai o rată formată de 500 de euro, formată dintr-o dobândă de 300 de euro, 150 de euro comisionul și 50 de euro principalul. Păi e normal așa ceva? Nu e normal. Punerea în executare silită a contractelor prescrise. Contract prescris, l-am plătit 3 ani, baftă, la revedere. Punerea în executare silită a unor contracte care nu erau scadențate anticipat. Punerea în executare silită a unor contracte care teoretic trebuiau să se desfășoare mai departe pentru că nu ajunseseră la termenul ăla de scadență. Adică eu încă eram în alea 60 de zile, 90 de zile în unele cazuri. Sau multe dintre ele puse în executare silită pentru că existau niște interese imobiliare pe anumite zone. Reset cu Răzvan Popescu, un podcast Zunivers.